Apel disperat al unei familii din Mehedinți pentru găsirea unei tinere de 23 de ani. Oana Sorina Vlădilă a dispărut ieri în zona cartierului Guravăii, iar apropiații fac apel pentru găsirea acesteia, mai ales că femeia are, din păcate, și probleme de sănătate. Tânăra are 1,56 metri înălțime, are părul închis la culoare și tenul măsliniu. În momentul dispariției, aceasta purta blugi albaștri, o geacă gri cu guler negru, de blană și era încălțată în ghete albe cu negru. Este prima dată când Oana dispare de acasă. Familia a anunțat deja poliția, tânăra fiind deja dată în urmărire. Persoanele care au văzut-o pe Oana sau care dețin informații ce pot ajuta la găsirea ei sunt rugate să se adreseze cele mai apropiate secții de poliție sau să sune la numărul de urgență 112.